dragii mei, astăzi vă propun să pregătim împreună un desert al copilăriei, îndrăgit de noi toți, de altfel, foarte gustos, aromat, și anume nuci umplute. Să trecem la pregătirea rețetei. Pentru început, în vasul unui robot, voi adăuga untura. Eu folosesc untură pentru aceste nuci. În lipsa ei puteți folosi și unt foarte gras. Dă mai multă frăgezime. Dar dacă nu este la îndemână și untul este o alternativă foarte bună. De untura am încălzit-o puțin să fie semi-lichidă. Peste ea voi adăuga zahărul. Și esența de vanilie. O să amestecăm ușor cu spatula. Iar acum vom amesteca mai bine la robot. Urmând apoi să începem să adăugăm ouăle pe rând câte unul. Acum vom adăuga câte un ou. Și continuăm să amestecăm după fiecare până se incorporează bine. În laptele fierbinte vom dizolva amoniacul. Amestecăm. Amestecăm bine să se dizolve și turnăm peste ingredientele din bol. Și vom începe să adăugăm făina. Acum începem să adăugăm făina până vom obține un aluat destul de consistent, dar nu exagerat de vârtos. Am frământat aluatul până s-a omogenizat. Acum pe suprafața de lucru vom presăra niște făină și vom scoate aluatul pe planșetă. Încă este mare și lipicios. Ne adăugăm făină. Și continuăm să frământăm. Aluatul nostru este gata. Cam așa ar trebui să arate. Este mătăsos și nu foarte vârtos. Acum vom forma bile pe care le vom modela. Vom tăia mici bucăți de aluat. Care vom modela până la unei bile. Aceasta va fi pentru faja de nucă. Eu am încins aici aparatul nostru pentru nuci. Pe timpuri mamele și bunicile noastre aveau o formă cu care coceau nucile pe aragaz. Acum tehnica a evoluat și ne putem bucura și de alte alternative. Vom unge cu puțin ulei fiecare alveolă. Și voi continua să fac bilele de aluat. Am modelat deja o parte din aluat, acum
în forma unsăculei, vom adăuga biluțele. Trebuie să punem repede. Umplem toate albăunele. Și închidem forma. Și așteptăm câteva minute. Cam 3-4 minute este suficient. Cojile noastre de nuci s-au făcut destul. Le vom scoate într-un castron. Chiar dacă sunt mai mari, această parte se toaletează, nu este nicio problemă. Încă sunt foarte fierbinți. Le vom îndepărta pentru a face loc celorlalte. Am terminat de copt cojile pentru nuci. Sunt foarte frumoase, după cum vedeți. Acum trebuie puțin să le toaletăm. Să îndepărtăm cu cuțitul marginea în exces pentru a obține o faină frumoasă. Vom proceda la fel cu toate celelalte. Dragii mei, am aranjat cojile nucilor. Au ieșit foarte frumoase și drăguțe, sunt foarte fragede, s-au răcit. Iar acum ne vom ocupa de cremă. Aici puteți umple nucile cu ce anume vă place, cu o cremă de mascarpone sau cu o cremă de vanilie, cu cremă de ciocolată, chiar și Nutella, sau eu de această dată aleg varianta să umplu cu lapte condensat fiert, pe care îl voi amesteca cu miez de nucă măcinat și 2-3 linguri din biscuitele pe care le-am măcinat în urma curățării cojilor de nuci. Deci, voi pune laptele condensat fiert într-un vas. Este încă fierbinte, dar este mult mai ușor de manevrat așa. Este foarte gustoasă această cremă, îmi place foarte mult și are mai multe, puteți folosi mai multe preparate, mai multe moduri. Oricum, laptele prin condensat, prin natura lui, este foarte delicios și are un gust acum plăcut de caramel. Îl voi amesteca. Voi lăsa un pic de tot să se răcească. Adăugăm miezul de nucă. După preferință, eu am măcinat nucile mai grosier pentru a se simți textura nucilor în cremă. Alternăm și cu biscuitele măcinat. Fiind laptele condensat destul de dulce și aromat, nu mai este nevoie să adăugați suplimentar vanilie sau alte esențe. Și voi amesteca bine crema. Crema noastră este gata. Cam așa arată, trebuie să fie oarecum nu foarte tare, de aceea am preferat să pun laptele condensat mai călduț pentru a se omogeniza mult mai bine. Acum vom umple cojile de nuci cu crema.
ceva acolo și de umplut. Probabil că operațiunea aceasta va dura cel mai mult. Fixăm din nuca, îndepărtăm excesul de cremă și cam așa arată nuca noastră. Mă voi ocupa de următoarea. Este o cremă foarte gustoasă aceasta și chiar vă recomand să o încercați. Și este și foarte simplu de făcut. Nu necesită decât să fierbem laptele condensat, să amestecăm 2-3 ingrediente și asta e tot. Iar eu voi continua până voi termina cojile. Dragii mei, nucile noastre sunt gata, au ieșit foarte delicioase, fragede și aromate. Sper să vă placă rețeta și să o încercați. Vă aștept cu drag să vă abonați canalul meu de YouTube Floritice. Până data viitoare vă doresc degustare plăcută și ne revedem cu drag data viitoare!